Ai minte ce ați gândit când Popescu a fost condamnat, când ați aflat decizia condamnării lui? A lui și a celorlalți, dar vă întreb despre... Eram cu Puiu Iordănescu în mașină, dacă mi-aduc bine aminte, ne duceam spre... Ne duceam spre Fenicia, nu Fenicia, la Negoiță, în, Rin. La Rin. Era seara premergătoare adunece. Și am ajuns acolo și vedeam, nu știam, Bodescu, cine e Bodescu, nici acum nu știu. Foarte dinamic pe acolo. Eu spune, n-am stat mult pentru că am fost șocat și pe vreo jumătate de oră așa am plecat. Rămăsese discuția că o parte dintre membrii au zis că ei au nevoie de un membru al lor, un candidat al lor și atunci a doua zi nu se prezintă, ceva de genul ăsta. Am încercat cu Iordănescu să, că tot s-a vehiculat și e o realitate. Iordănescu a fost la un moment dat propunerea unui membru, că atâta era nevoie, să candideze la acele alegeri, Puiu Iordănescu. El și-a dat acordul, era și foarte susținut și am avut o discuție între cu el și cu Gică și Gică a zis, nu știu, dacă Nea Puiu candidează, eu sunt condamnat, arestat a doua zi. Nu știu ce știa Gică. În orice caz, cred că n-ar fi fost rău ca Iordănescu să candideze. Pentru că în condițiile astea ar fi rămas suspiciunea că l-a condamnat pe Gică ca candidat Iordănescu. Da. Dar acum, pentru că faptul e consumat și revin și spun, băi frate, ăsta Hoeneß, nu? De la Bayern, nu? A fost evaziune 30 de milioane, nu știu cât a avut. Constatată. Da. A stat vreo câteva luni în condiții de hotel și a dat drumul. Omul a plătit. Păi zice că Popescu a plătit banii. Na, cum să spun? Cum să-i dai omul? A murit și tăi că sunt de supărare făcut din fași. O să poate să n-ai un pic. Băi, președintele României. Bă, ai fost în stadioane și te-ai bucurat de... Ai bunul simț. Și pentru astfel de oameni. Sau pentru amărâta aia care a furat să-i ducă copilul lui. O bucățică, odată s-a întâmplat. Da, le bă drum. Nu o să supără nimeni în țara asta pe chestia asta. Nu criminal, nu violator, nu bancrute, nu ăștia care fac sutele de milioane, miliardele care dispar din România și nu se întâmplă nimic. Și le păcică Popescu care a dat și bani înapoi. Bun, revin. Păcat. Avea o altă ascensiune, zic că Popescu ar fi avut o reprezentare mult mai importantă în plan internațional pentru România, adică pentru fotbalul românesc și așa mai departe. Și în clip aia Iordănescu a zis, Traiane, rupe propunerea, am rupt-o, am aruncat-o la coș și dacă Iordănescu ar fi candidat cu Popescu, cu Burleanu, cu care au candidat atunci, și Popescu n-ar fi fost condamnat, Iordănescu s-ar fi retras. Și ar fi rămas Popescu să candideze. Popescu fiind condamnat la candidata Iordănescu, sunt convins că ar fi câștigat alegerile.